Frumusețea Credinței Emisiune realizată în studioul Radio Maria din Iași de Părintele Adrian Blăjuță Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Părintele Adrian Blăjuță. Mă bucur ca de fiecare dată să vă salut și să vă reîntâlnesc prin intermediul Radio Maria pe frecvențele Radio Maria. Transmitem o nouă ediție a emisiunii Frumusețea Credinței, realizată în studioul Radio Maria din Iași, și timp de o oră discutăm din nou despre subiecte de actualitate pentru viața noastră de credință. Emisiunea, ca de obicei, are. Două rubrici speciale, preluate din revista Lumina Creștinului, revista Lunara Dieceze de Iași, rubrica Lămuriri din Biblie a Părintelui Alois Bulai și rubrica În apărarea sănătății a doctorului Bianca Hanganu. Dragi ascultători, în ediția trecută a frumuseții credinței, a acestei emisiuni am vorbit și am făcut o introducere în această perioadă a timpului Sfânt Apostolului Mare. Sunt 40 de zile în care ne pregătim pentru învierea Mântuitorului, dar sunt 40 de zile în care și noi facem un exercițiu pentru viața noastră de credință pentru a progresa, pentru a vedea unde ne aflăm, pentru a vedea ce mai avem de făcut în viața noastră, ce mai avem de îndreptat pentru ca sărbătoarea în vierii să ne găsească pregătiți și totodată să ne recentrăm, să ne repunem pe făgașul bun al vieții noastre. Și în această ediție a emisiunii Frumusețea Credinței facem un pas înainte. Așa cum v-am anunțat în ediția trecută, în această perioadă a postului mare vom încerca să facem o pregătire pentru spovada de Paști. De aceea, pas cu pas, ediție după ediție, vom progresa, vom încerca să vedem cum putem să ne spovedim și să facem cu adevărat o spovadă bună. Și în această ediție îl am alături de noi, de altfel, așa cum vă spuneam. În toată perioada de 40 de zile, a postului mare, invitatul permanent al emisiunii Frumusețea Credinței este părintele Iosif Enășoaie, profesor la Facultate de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bun venit, părinte, la o nouă ediție a emisiunii Frumusețea Credinței. Bine v-am găsit și salutăm pe toți ascultătorii Radio Maria. Într-adevăr, îi salutăm și așteptăm și telefoanele lor, pentru că, reamintesc, numărul de telefon al Radio Maria 0359 444 410 este la dispoziția dumneavoastră și vă îndemnăm să-l folosiți pentru a intra în dialog cu noi, pentru a ne întreba, pentru a ne împărtăși din experiența dumneavoastră, din așteptările dumneavoastră, nelămuririle care apar mai ales în acest subiect, destul foarte important pentru viața noastră de credință. Așadar, părinte Iosif, dragi ascultători, pornim în dialogul nostru să discutăm despre spovadă și primul lucru despre care vom vorbi este tocmai păcatul. Pentru că în legătură cu. Această plagă, această, această răutate care apare în viața noastră, noi avem de lucrat în ceea ce privește spovada. Așadar, vorbim tocmai despre păcat. De altfel, Sfinția voastră a fost cel care ați și indicat un parcurs al emisiunilor noastre și faptul că acum doreați să amintim ascultătorilor noștri să mai... Clarificăm anumite nelămuriri în ceea ce privește păcatul. Ce este păcatul? De unde vine păcatul? Cum putem să-l îndepărtăm? Care sunt modalitățile în care putem să păcătuim? Și despre toate acestea vorbim în emisiunea de astăzi, Frumusețea credinței. Așadar, părinte, să facem o introducere. Când săvârșește omul un păcat? Când apare această, când apare păcatul în viața noastră. Dacă ținem cont de ceea ce spune Iisus în Evanghelie, convertiți-vă și credeți în Evanghelie, și unul dintre sacramentele importante care se referă la convertire este tocmai sacramentul spovezii, atunci trebuie să știm ce avem de mărturisit la spovadă. Și de aceea cred că e bine să înțelegem ce înseamnă păcatul, să detaliem în câte feluri se poate face păcatul, dacă păcatele sunt doar personale sau mai sunt și altfel de păcate, dacă sunt păcate care se pot ierta, păcate care nu se pot ierta, mai multe aspecte ale păcatului. În primul rând, trebuie să facem deosebire între păcat și greșeală, pentru că sunt unii care. Confundă greșeala cu păcatul. Păcatul este o încălcare conștientă și voită a unei porunce a lui Dumnezeu sau a bisericii. Deci este un act voit, ales personal. Atunci când nu este o alegere, atunci este o greșeală. Deci nu este păcat atunci când eu nu-mi dau seama că ceva este rău. De exemplu, un copil. Un copil care nu-i conștient, nu-și dă seama, el a auzit vorbind pe stradă, acasă, în altă parte, lucruri rele. Dar el încă nu are conceptul clar cu privire la păcat. Aude pe tata că înjură de un lucru sfânt. El crede că e un lucru grozav și jură și el. E, nu poți spune că copilul acela a făcut un păcat de moarte, pentru că el nu-i conștient. Dar în momentul în care el crește mai mare, conștientizează ce înseamnă lucrul acesta, își dă seama că e un lucru grav, o încălcare a unei legi a lui Dumnezeu, atunci continuând să facă, din acel moment este păcat. Sau alte lucruri rele pe care le fac uh, oamenii care nu sunt conștienți de uh, ceea ce este uh, sau cuprinde această răutate. Deci e bine de reținut că e mare diferență între greșeală și păcat. Am greșit. Am greșit, uh, să spunem, un calcul am greșit o formulă, am greșit nu știu ce, aia e greșeală. Dar când eu în mod conștient știu că ceva este rău și să vârșesc, este ceva împotriva legii morale, divine, atunci, sau bisericești, atunci este păcat. Acesta include întotdeauna știință și voință. Când e vorba de a încălca o porunca lui Dumnezeu sau a bisericii într-un lucru grav important, cu știință și voință de plină, deci conștient și voit aleg să fac acel lucru rău, atunci acel păcat devine păcat mare, păcat de moarte. Dacă însă lipsește una din aceste condiții în sensul că nu e un lucru grav sau e un lucru grav, dar nu îl săvârșești cu știință și voință pentru că nu sunt conștient de lucrul acesta, nu știu că într-adevăr este grav, atunci păcatul acela este păcat mic. Ca tare reținem că pot fi păcate mari sau de moarte, adică ce înseamnă de moarte? O moară viața Harului Dumnezeu din noi, pentru că păcatul acesta grav distruge, păcatul, distruge Harul Sfințitor din noi și atunci morim pentru viața divină, de aceea se numește păcat de moarte. Sau venial, ușor, lesnertător, atunci când El nu distruge, dar afectează negativ viața spirituală a harului lui Dumnezeu din noi. Catare, cunoscând aceste lucruri, ne vom da seama mai bine ce trebuie să mărturisim la spovadă. De aceea vorbim despre păcat și despre gravitatea lui, pentru că noi mergem la spovadă să ne acuzăm de păcatele noastre, nu vorbim despre greșelile noastre la spovadă. Mergem să mărturisim ceea ce știm că este cu adevărat păcat. Și uh, vom începe întotdeauna să mărturisim păcatele mari de moarte. Bineînțeles, să uh, mărturisim păcatele mari, dar și păcatele mari, și păcatele veniale, ușoare sau lesne, iertătoare pentru că au mai multe nume folosim aceste, aceste nume pentru a desemna păcatele. Știm că sunt făcute în mai multe moduri de fapt și la Sfânta Liturghie atunci când ne cerem iertare la începutul Sfintei Liturghii ne amintim că păcatele sunt făcute în mai multe moduri și sunt mai multe tipuri de, de păcate și aș vrea să vorbim acum, Părinte, să să reamintim ascultătorilor noștri în câte moduri sau câteva moduri în care se poate face un păcat, fie un păcat de moarte, fie un păcat lesne, lesne -iertător. Da, există mai multe moduri, mai multe feluri în care omul poate să păcătuiască. Se poate păcătui cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea. Acestea sunt cele patru moduri în care cineva poate să se un păcat. Eu aș dori chiar să le luăm un pic pe fiecare și să exemplificăm cumva pentru a veni în ajutorul ascultătorilor noștri, pentru a conștientiza mai bine care sunt aceste tipuri de păcate. Hai să vedem, haideți să vedem păcatele făcute cu gândul. Da. Orice gând rău. Orice gând care se îndreaptă împotriva legii lui Dumnezeu sau a bisericii este păcat. Atenție mare că de multe ori noi nu realizăm că se poate face păcat mare de moarte cu gândul. Zice, da, am gândit ceva rău și gata. Trebuie să ne dăm seama că a gândi ceva rău împotriva legii lui Dumnezeu sau a bisericii în mod conștient și voit într-un lucru grav este păcat de moarte. Chiar dacă n-am ajuns să împlinim gândul respectiv, un exemplu, cineva vrea să facă o crimă, se gândește cum să uh, ucidă pe cineva. Sau o femeie care se gândește să facă avort. Este un păcat cu gândul adevărat, dar este un păcat mare împotriva vieții, împotriva omului. Ei, a gândi sau cineva gândește să fure, o sumă mare de bani. N-a reușit să o fure. Dar a furat, dar a gândit-o. Deci, această intenție de a face un lucru rău și este numai în interiorul nostru, ne aducem aminte de ceea ce spune Isus în Evanghelie: Când un bărbat privește o, feme o femeie și uh, o dorește, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Vedeți? Păcat în interior. păcate interioare care de multe ori noi. De trecem cu vederea, nici nu vrem să le mărturisim, pentru că a, da, am gândit ceva rău, dar n-am făcut. Nu? Este, poate să fie păcat de moarte și numai cu gândul. Făcând acest lucru, noi îl ofensăm pe Dumnezeu, chiar în interiorul nostru și rămâne un păcat secret, doar al nostru, pe care Dumnezeu însă îl cunoaște. E bine într-un fel că nu l-am împlinit în exterior, că ar fi putut deveni scandal gravitatea lui ar fi fost și mai mare. Dar tot păcat mare rămâne. Numai că nu e un păcat complet în sensul că nu s-a ajuns și la faptă, nu s-a împlinit în realitate, în fapta pe care am plănuit noi să o facem. Ceea ce se întâmplă cu celelalte tipuri de păcate, de exemplu, păcatele făcute cu cuvântul sau cu fapta. Deja nu cred că este dificil să înțelegem la ce se referă astfel de, astfel de păcate. Au venit mai întâi ispitele, au trecut prin mintea noastră, ne-am oprit la ele, am început să discutăm cu diavolul și să primim această ispită și am și făcut planul materializându-se între timp dacă e vorba de acele păcate făcute prin cuvinte sau cu fapta. Dar mai există și un alt tip de păcat. Acel păcat făcut cu omisiunea. La ce se referă mai exact această omisiune? Păcatele de omisiune se săvârșesc atunci când creștinul nu își împlinește propriile datorii. Datoriile stării personale. De exemplu, profesorul care nu-și face datoria mergând la școală nu se pregătește pentru a preda cum se cuvine lecțiile și îi lipsește pe elevi de explicațiile necesare pentru a înțelege bine uh, tema propusă. Și atunci el își neglijează propria datorie. Medicul sau dacă vreți studentul care în perioada studenției nu studiază cum trebuie face păcat de omisiune neîmplinindu-și datoria lui de student, adică de om al studiului. Studentul nu este acela care are carnet de student și care nu merge la cursuri și care nu se pregătește. Acela este de formă. Studentul este acela care uh, se duce la bibliotecă, acela care pune mâna pe carte, acela care merge la cursuri, la laboratoare și la, la alte activități practice pe care le are și se străduiește din toate puterile să-și însușească cunoștințele necesare în conformitate cu pregătirea pe care o face. De asemenea, cel care în familie, de exemplu tata sau mama, nu-și fac datorile față de proprii copii, nu au grijă de viața copiilor, nu au grijă de sănătatea copiilor, nu au grijă de educația lor umană, nu-i duc la școală, apoi nu au grijă de educația lor morală, nu-i învață. Um, Învățătura creștină nu-i duc la biserică, nu-i pregătesc pentru a primi Sfintele Sacramente. Toate aceste zise neglijențe sunt păcate de omisiune pentru că ei au datoria, mă refer aici la părinți, de a fi educatori, de a fi formatori, de a fi cei care protejează viața și moralitatea copiilor lor. Și, sigur, am putea adăuga multe altele. Apoi, un alt aspect al păcatului de omisiune este. A nu săvârși o faptă bună atunci când poți să o faci. A omite de a face binele din comoditate, din lene, din ce să spunem noi, din indispoziția de a ne apropia de apropiere nostru, atunci este păcat de omisiune. Pot face un bine și nu-l fac. Vine cineva la mine, îmi ceri un ajutor. Eu aș putea să-l fac, dar nu vreau. Simțim deseori această tendință sau tentație în viața noastră și noi ca preoți auzim și la spovadă persoane care vin și ne spun părinte, păi da, eu nu am păcate, nu am păcătuit și atunci de multe ori rămânem surprinși păi cum pot eu să te ajut pentru ca să poți să, să primești dezlegarea, trebuie să și ai păcate, nu? Și dacă stăm și discutăm, descoperim așa de multe lucruri și încălcări pe care le-au făcut aceste persoane, dar sunt foarte multe persoane care recunosc că A, da, uite, puteam să fac mai mult, nu am făcut acest bine. Și uh, cred că este important să ne acuzăm și noi deseori uh, de aceste păcate de omisiune. Puteam să fac bine, puteam să-l ajut pe celălalt puteam să vin în ajutor cu diferite, în diferite moduri și nu am făcut-o. De altfel, Părinte Iosif, dragi ascultători, astăzi vedem în societate și în lumea laică, în lumea civilă, în lumea noastră, a tineretului în mod special, această dorință de a se implica, de a fi activ, de a face ceva pentru societate, de a face pentru politică, pentru nivelul acesta social, și dacă stăm un pic și ne gândim, se pare că ar fi nevoie și în biserică să fim mai mult activi, să ne implicăm mai mult să vedem ce putem face, cum putem noi să ajutăm biserica și pe cei și pe membrii ei, și pe cei care sunt în, în comunitatea în comunitatea noastră. Așadar, părinte Iosif, putem să păcătuim și cu gândul și prin cuvânt, și cu fapta și cu omisiunea. Sunt diferite moduri care ne îndepărtează de drumul nostru, de calea noastră la care suntem chemați de Mântuitorul și fiecare acolo unde ne aflăm avem o misiune de îndeplinit. Facem acum o pauză, introducem rubrica biblică a părintelui Alois Bulai și revenim după câteva minute în studio pentru a continua discuția noastră despre păcat, despre modurile în care se face păcatul, unde ne poartă păcatul și cum putem să îl îndepărtăm. Vă reamintesc, dragi ascultători, aveți la dispoziție numărul de telefon al Radio Maria 0359 444 410. Lămuriri din Biblie Cei cu păcatul împotriva Duhului Sfânt, ce este acesta? Problema apare și în Matei, capitolul 12, și în Marcu, capitolul 3, unde se vorbește despre blasfemii și păcate și posibilitatea iertării lor în sens strict, a rosti blasfemii, înseamnă a profera cuvinte jignitoare împotriva lui Dumnezeu, împotriva numelui său în mod direct sau împotriva puterii lui sau a atributelor sale. Blasfemia poate fi totodată atacarea unei persoane investite cu o misiune divină a unei instituții sacre, Evangelii le pot așadar să vorbească de blasfemii ca injurii împotriva lui Isus, trimisul lui Dumnezeu, purtătorul puterii sale. Din contextul imediat rezultă că păcatul împotriva Duhului Sfânt constă în refuzul recunoașterii puterii care acționează prin Isus, atribuindu-i lui Satana lucrările pe care el le împlinește prin Duhul Sfânt. Un astfel de refuz de convertire. Se opune iertării. Lămuriri din Biblie Am uitat iubirea ta, am uitat-o, fraţii mei, M-am gândit numai la mine. Doamna ta, iertare, Corintă, am greşit în 没有。<noise> <noise> <noise> Dragi ascultători, am revenit în direct din studioul Radio Maria Dineaș. Suntem la emisiunea Frumusețea credinței. Împreună cu părintele Iosif Enășoaie. vorbim despre păcat, originea păcatului, vorbim despre ce înseamnă această plagă, această ce înseamnă păcatul în viața noastră și cum putem să-l prevenim și cum putem să îl îndepărtăm. Am vorbit Până acum despre diferite tipuri de păcat și în rubrica biblică am auzit cum Părintele Alois Bulai ne-a vorbit despre un păcat așa mai straniu pentru mulți dintre noi, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Părinte Iosif, Părintele Alois ne vorbea un pic din punct de vedere scripturistic, din ceea ce citim noi în Biblie. Dar ca o actualizare pentru viața noastră, pentru timpul nostru, pentru uh, viața noastră de zi cu zi. Ce reprezintă acest păcat împotriva Duhului Sfânt? Este dacă vrem o revoltă împotriva adevărului, o revoltă împotriva învățăturii Sfinte. Este refuzul de a accepta adevărul pe care Dumnezeu ne-l revelează. Și încăpăținarea de a considera că avem dreptul să păcătuim. E foarte interesant să consider că am dreptul de a face rău. Cine îmi dă acest drept? Orgolul din mine. Consider că eu pot să fiu pus sau să mă așez deasupra lui Dumnezeu, să mă consider deasupra lui Dumnezeu. Ca asta înseamnă a refuza adevărul, a refuza să iubesc așa cum Dumnezeu îmi cere, pentru că până la urmă urmei. Păcatul înseamnă refuzul iubirii, adică a refuzi, a refuzul iubirii autentice, acelei iubiri care mă apropie de Dumnezeu, care mă face asemenea lui Dumnezeu, și a refuza să iubesc așa cum Dumnezeu iubește și pe cine Dumnezeu iubește, și a mă pune pe mine în centrul atenției, a mă iubi pe mine cu o iubire dezordonată, înseamnă a face păcat și înseamnă a ofensa divinitatea pe Dumnezeu cel întreit înseamnă a-l ofensa pe aproapele, înseamnă a aduce o ofensă la adresa atât a lui Dumnezeu cel care ne-a creat și ne iubește, cât și la adresa semilor noștri pe care noi îi disprețuim. Refuzul de a ne converti sau încăpăținarea de a rămâne mai departe în păcat constituie de fapt esența păcatului împotriva Duhului Sfânt. Deci cine refuză să se convertească, cine refuză Harul lui Dumnezeu, aceasta este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, a lui Hristos Mântuitorul. Și rămânând cineva încăpăținat în această neconvertire, în această stare de păcat, refuzând până la capăt iertarea, milostivirea lui Dumnezeu, dacă cineva moare în această stare, acela se osândește și se realizează ceea ce Iisus Hristos spune în Scriptură, că acest păcat nu poate fi iertat nici aici, nici dincolo. Este păcat de neiertat. De ce? Pentru că îi se împiedică lui Dumnezeu acțiunea divină pentru a acorda iertarea. Noi îi refuzăm iertarea lui Dumnezeu, ori Dumnezeu care este... Creatorul nostru și cel care a respectat și respectă libertatea pe care a pus-o noi, respectă și libertatea celuia care alege să trăiască încăpăținat în atitudinea sa împotriva lui Dumnezeu și împotriva semenilor săi. Acesta aș face cel mai mare rău posibil, pentru că trebuie să ne dăm seama că cel mai mare rău care se poate întâmpla unui om este o sânda veșnică. Altă rău mai mare nu poate exista. Moartea nu este cel mai mare rău. Noi ne temem că vom muri. Nu. Pentru că moartea va fi învinsă de înviere. E adevărat. Asta înseamnă, părinte, că, așa, actualizând la viața unui om, un păcat împotriva Duhului Sfânt poate să fi și atunci când îi se spune, omule, vezi că uh, nu e bine ceea ce faci tu. Uite, părintele spune la biserică uh, să nu faci lucrul ăla. Sau uh, îți spun mai mulți oameni că nu ești pe drumul cel bun. Și tu te încăpăține să rămâi în aceeași condiție și să, con să mergi înainte pe uh, drumul tău. Poate fi și acesta un mod de a păcătui împotriva Duhului Sfânt când nu bagi în seamă ceea ce spun ceilalți când îți spune biserica sau îndemnurile pe care le oferă biserica, tu să spui, ba, eu știu, eu am viața mea, libertatea mea, fac ce vreau cu ea. Nu interesează pe ceilalți de viața mea. Da, această încăpăținare în a face răul este împotrivire la adevăr. Adevărul este altul, acela pe care ni-l propune Dumnezeu prin Revelația Sa, și acela pe care ni-l propune Biserica, cea care interpretează în mod autentic Revelația Divină. Și, de asemenea, toți ceilalți care sunt pregătiți pentru a ne arăta drumul pe care să mergem. Ori dacă noi refuzăm, de exemplu, un copil refuză sfatul părinților, îndemnul părinților, nu mă refer la un copil de acesta mic, eu știu, în primii de clase sau dar unul care rămâne mai departe copilul unei familii care a ajuns la tinerețe, care a ajuns la maturitate, numai că el se încăpăținează în a face Tata și mama îi spun că nu e bine ceea ce face, că este un lucru grav și cu toate acestea, respectivul adolescent tânăr sau om matur se împotrivește sfatului bun pe care îl primește de la părinți și el continuă să facă răul, adică perseverează în păcat, ceea ce se spune că, sau dictonul acela latin că a greși este omenește, a persevera este diabolic. Deci aici, facem ceva diabolic atunci când numai diavolul este cel care perseverează în rău. Ori el îi îndeamnă pe unii oameni să se, să se încăpățineze în rău și să continuă să facă acest rău. Iată această încăpăținare este tocmai păcat împotriva Duhului Sfânt, pentru că refuză adevărul și uh, vrea să trăiască mai departe după capriciile sale, după înclinațiile sale și să se considere pe sine uh, infailibil în alegerea pe care o face. Noi vom vorbi în emisiunile sau în edițiile emisiunii uh, din uh, celelalte zile despre condițiile pentru a face o spovadă bună și cred că aici putem să ne gândim deja la acea propunere de îndreptare de care avem nevoie pentru a primi iertarea, pentru a ne spovedi. Și cred că aici se referă și Isus când spune că un astfel, de, un astfel de păcat nu va fi iertat niciodată. Asta nu înseamnă că dacă persoana se întoarce dacă părăsește acest mod, această încărâncenare de a face răul, nu poate să fie iertată. Cred că se referă, nu? Și dacă îmi dați și dreptate, că uh, acest păcat împotriva Duhului Sfânt nu se iartă atâta timp cât rămâi în refuz. În momentul în care ți-a venit mintea la cap, <gânt> în momentul în care îți dai seama asta, la că că se pare că eu merg pe contrasens, că nu sunt pe drumul cel bun, atunci am nevoie de schimbare, îmi propun să fac lucrul ăsta și cu siguranță și Dumnezeu iartă acest păcat, nu? Cred că da. acesta este gândul pe care trebuie să-l avem și să fim conștienți de lucrul ăsta. Deci în fața lui Dumnezeu nu există niciun păcat care nu poate fi iertat atunci când noi îi cerem iertare. Important este să ne plecăm în fața lui, să recunoaștem că l-am ofensat prin păcatele noastre și să-i cerem iertare, asemenea fiului risipitor care vine acasă și iată că în momentul în care se apropie de casă, tatăl îl vede de la distanță și merge în îndăbinarea lui să-l îmbrățișeze. La fel se va întâmpla cu orice om păcătos care conștientizează răul pe care l-a făcut prin păcat conștientizează ofensa pe care a dus-o lui Dumnezeu și semenilor Săi și îi cere iertare lui Dumnezeu, spune noi, își bate peptul în semn de căință, recunoscând, da, Doamne, am păcătuit împotriva Ta și împotriva semenilor Mei, nu mai vreau să mai fac așa ceva. Regret și vreau să mă îndrept. Ei, în cazul acesta primește iertare. Orice păcat săvârșit de oameni care se supune. Să spunem, rânduirii lui Dumnezeu a Sfintelor Sacramente, care se convertește în sensul că renunță la păcat și vrea să se îndrepte pe calea binelui și adevărului, tot păcătosul primește rătare de la Dumnezeu, chiar și acest păcat care l-a săvârșit cineva o anumită perioadă de timp. Dacă pe patul de moarte conștientizează că. Încăpăținarea lui l-a dus la pericolul de a se pierde și atunci, în ultimul ceas, îi cere iertare lui Dumnezeu pentru păcatele sale, pentru încăpăținare cu care el a perseverat în păcat, în acel moment Dumnezeu poate să ierte păcatul și chiar îl iartă dacă îi cere iertare din toată inima. 0359 444 410, reamintesc numărul de telefon al Radio Maria, prin care puteți să intrați în dialog cu noi, dragi ascultători. Dacă sunt nelămuriri, dacă vreți anumite clarificări în plus, așteptăm! Așteptăm telefoanele dumneavoastră și chiar vă invităm! Vă rugăm să uh, puneți mâna pe telefon și dacă sunt astfel de uh, neclarități, să ne sunați și încercăm împreună să uh, venim în sprijinul dumneavoastră pentru a lămuri anumite uh, probleme. Părinte Iosif. Tot mai auzim și alte tipuri de păcate în... Cercetarea cugetului sau și la biserică. Mai auzim vorbind unii se despre păcate personale și păcate străine. Adică, cum păcate străine ar întreba cineva? Adică, dacă nu le-ai făcut tu, ar fi ale altora, le iei și tu pe conștiință, le ai și tu în această enumerare a păcatelor, trebuie făcut acest lucru. Explicați-ne un pic despre aceste păcate? Care sunt sau la ce se referă păcatele personale și păcatele străine? Păcatele personale sunt păcatele pe care le face fiecare persoană în parte. Adică ea este aceea care îi păcătuiește, ea alege păcatul, fie că e vorba de păcat de moarte, fie că e vorba de păcat venial. Deci fiecare persoană în parte săvârșește păcate, acestea sunt păcate personale. Atunci când cineva, de exemplu, îndeamnă pe o altă persoană să păcătuiască. Este de acord și aprobă păcatul altuia. Îl ajută pe altul să facă păcat. Nu face el personal. Poftim. Un, o familie care ajută o altă familie să facă un rău, nu face direct. De exemplu, cineva ajută pe o femeie să facă avort. Îi dă bani ca să facă avort. O ajută să facă păcat. Nu e păcatul ei personal, e păcat străin, dar e vinovată de păcatul pe care l-a făcut acea femeie dacă a săvârșit avortul. Cineva plătește o persoană să ucidă pe o altă persoană. Nu a ucis ea, a ucis altul. E păcat străin, altul a făcut păcatul, dar păcatul acela cade și în uh, sarcina ta, adică ești și tu vinovat de acel păcat. Sau treci cu vederea păcatul pe care îl face cineva. Bărbatul care trece cu vederea păcatul, de exemplu, de infidelitate al femeii sau al femeii față de bărbat. Ei, știi ce? Așa e bărbatul, lasă să meargă. Nu, ești vinovată pentru faptul că tu i-ai dat apă la moară, patimii lui. Și ești și tu la fel de, să spunem, culpabilă, vinovată. De faptul că nu ai luat atitudine și nu ai atras atenția că ceea ce face este un lucru rău. Sau părinții care îi lasă pe copii să facă păcate. Un tată care, când îl aude pe copilul lui că în jură, zice, a, ce frumos ai spus tu, foarte bine, așa te vreau, un bărbat ca lumea. Nu? Sau care vorbește cuvinte indecente, murdare. E la fel. Deci păcate făcute de alții, dar pe care noi le aprobăm. Sau când cineva îndeamnă pe cineva să facă păcat, du -te și dă o bătaie bună la cutare. Sau du-te și fură. A dat că avem nevoie. Ei, toate acestea, chiar dacă nu le-am făcut eu cu mâna mea, n-am făcut eu fapta aceasta, dar cel care le-a făcut datorită îndemnului pe care le-am dat eu, sau tata și mama care îi poruncesc copiilor să meargă să facă rău, și să aducă acasă. Du-te și fură, că dacă nu, nu mai ai ce căuta acasă. Nu te mai primesc în casă. Și copilul este obligat să meargă să fure, pentru că dacă nu, nu mai primește tata acasă. Nu-i mai dă de mâncare, nu-l mai uh, spală, nu-l mai îngrijește. Este păcat străin, făcut de copilul său, dar el este vinovat de aceasta. Sau uh, cineva care îl asistă pe altul să facă păcat. Îi dă o mână de ajutor ca să, fată, ca să poată să păcătuiască. El păcătuiește, dar ajutorul pe care le a dat este păcat străin. Păcat făcut de altul, dar cade, cade, care cade și în sarcina lui sau e poartă și el vinovăția acelui păcat. Aici deja putem să punctăm un pic despre scandalul pe care putem să-l dăm. E și acesta un păcat, un păcat al scandalului sau al exemplului rău care poate fi dat altora. Da să ne aducem aminte în Evanghelie că Iisus spune vai de aceea prin care vine scandalul. Spune el de trebuință este să vină scandalul, dar vai de acela prin care vine. Ce înseamnă acest păcat al scandalului? Înseamnă păcatul exemplului rău. Un tată sau o mamă care fac păcate în fața copiilor lor. De două exemplu rău. Se ceartă în fața copiilor blestem în fața copiilor, înjură în fața copiilor, se îmbată în fața copiilor sau alte rele pe care le fac, îi, îi duc pe acești pe copiilor pe care ar trebui să-i ferească de păcat și să le dea o educație morală corectă, îi duc la păcat. Nu se întâmplă oare că uneori, din generație în generație, merge un anumit păcat? Să mă refer la o familie în care tata și mama sunt bețivi, beau amândoi, copiilor cresc sărmanii în această situație. Când ajung mai mărișori, și ei de la tata și de la mama băutură. Îi învață și pe ei să bea. Și în felul acesta, următoarea generație, adică copiii aceștia, vor ajunge și ei la rândul lor besivi. Vor fi și ei dependenți de alcool. E posibil ca și următoarea generație și cine știe câte alte generații, să se nască cu această înclinație spre băutură și să devină alcolici. Exemplul rău pe care l-a dat prima familie, care se perpetuează sau cineva care înjură, blestemă. Și în felul acesta îl aud. Nu? Vedem în societate, elevi, studenți, profesori, înjură, vorbesc prostii în fața celorlalți. Nu se gândesc la exemplul rău pe care îl dau. Din contra, cred că fac cu un act de bravură să, să, dau importanți. Ei, exemplul rău pe care îl dau pentru ceilalți este așa numitul păcat al scandalului, de care Iisus Hristos ne avertizează și, cum ați mai auzit și altă dată, în Evanghelie Iisus folosește cuvântul vai de puține ori. Dar iată că îl folosește și aici când e vorba de scandal. Să ne mai gândim la un alt aspect. Cineva care scoate o modă deșanțată. Cineva care uh, face o îmbrăcăminte cu decolteuri generoase, cum spun unii, așa încât corpul rămâne mai mult descoperit decât acoperit și devine o capcană pentru cei slabi. Și da. duc pe alții la păcat. Nu se gândesc la faptul că uh, prin aceasta, ei sunt vinovați de moda pe care o introdus-o și cei care o perpetuează sunt la fel vinovați de faptul că perpetuează această modă. Da. Părinte Iosif, avem un telefon acum, un ascultător vrea să intre în direct. Alo? Alo, lăudați cu fiul părinte. În vecii vecilor. În primul rând și în primul rând, o voluntară a Radio Maria, din Părăția Lilieci, Părintele, la mulți ani, ziua de mâine o zi fericită și să ne bucuri, să ne împlinească în tot timpul programul lui cu multe dezvăluiri a unor păcate care noi n-am știut că sunt păcate. Eu, fiind mamă de 9 copii, am încercat trăind într-o familie cu 11 frați. având și o soră care și ea este soră în Italia, am avut o laborerie superioară, Elena. deci, în și ascultăm părintele, mult păcate chiar astăzi, după ce am venit de la trei zile de exerciții spirituale, iar de la Luncani, unde acolo l-am descoperit, Duhul în Sfânt, în, Într-un alt fel, cum îl trăiam eu, eu am trăit o trăire părinți, ca mamă, pentru a-mi pune responsabilitățile mâncă, ordini, programul de rugăciuni în casă, un rozariul ei. Acel rozariu abia ieri l-am descoperit. Trebuia ca să le explic la copii. Nu să-l fac monoton și să fie tu spune tu, tu, al doilea, tu al treilea mister. Sau dacă el spunea, nu vreau să-l spun. Deci eu impuneam duritate. Nu, trebuie să-l spui nu accept dorința mea, că și eu când îți dau ceva, nu spun nu. Și eu gândeam că așa e bun. Abia ieri am descoperit că trebuia să explic fiecare cuvânt din bucură Marie, nu să l învăț să spună, ai, e mai repet o dată, mai repet, dar eu nu i-am explicat copilului ce înseamnă. Bucură-te, Marie, cea plină de har. Ce este acel har? Și eu am fost și eu la rândul meu. O, fiind o ala, în vârstă de 60 de ani, eu la părinți, fiind 11, spunea, trei bucuri mari, tu, 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 și apoi noi eram, ne eliberam, că am spus, gata, am scăpat. Dar nu trăiam acea trăire, acea... Da. O, poate așa, o, poate și mama mea, poate tot am sentimentul meu. Deci noi vroiam, din suflet, ca să-i formăm, și eu și totul. Hai tu începi, la tu să începi. Rosariu, eu, eu nu încep. Și începe, noi ni vorbeam ca, ca da. Dacă am acceptat nouă copii pe Da. Noi. Dar îi mulțumim lui părintele că atât de frumos intră în toate cămările ascuns, care poate n-am avut cheia să le deschidem. Și am lăsat acum, am, cum să spun, în, în, fiecare cuvânt acum, după exercițiile de sus la Lungani, foarte mult contează exercițiile astea, ca să mi ia exact ca pe, pe o persoană analfabetă care să învață A, P, C, Sfântul Părinte. Aici, da. deci noi ascultăm predica, dar nu ca atunci să facem cum am făcut noi acolo la Luncani, trei zile de rugăciune neîntreruptă programul deci zic cu noapte, zic cu Și am, am zis, mi s-a deschis așa cum, dacă eu am făcut întrebarea mea este părinte, dacă eu am procedat atât timp 40 de ani de căsătorie, copiii, într-un mod inconștientul meu că nu fac bine. Eu de acum trebuie să mă ascult sau acele păcate care le-am săvârșit sub voința mea. Eu gândeam că sunt o mamă perfectă, dar nu. Eram o mamă imperfectă. Nu, deci nu că mă consider că am fost în fundul păcatului. Când deci, m-am descoperit, da, Cum da cred, că, cred că am înțeles unde bateți, unde vreți să, să ajungeți. Și uh, cred că, Părinte Iosif, uh, aveți și un răspuns cu siguranță în acest, uh, în acest da, sens. Și noi urăm din nou o sărbătoare frumoasă și să fie la copilile radio și Sfinția voastră și Părintele ani. Deci uh, vocea radio Maria de la Iași ne mânătățească cu cât mai multe haruri. Să nu cu cheile în cămările alea care un zăvorite foarte și să spune de multe ori. nu, 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 dar poate prin puterea Duhului Sfânt să-L invocăm înainte de a ceri să-L chemăm, să-L invocăm de o sută de ori, să numărăm și boabe, vino, vino, vino și deschide Da. Care cuvânt să-L iau și să-L pun, să-L plantez să răsară în acel om care îl chem la biserică de ani de zile și nu vrea, că sunt persoane care am auzit la meditație, persoană de 30 de ani se roagă soția, soțului și o spune, du-te, nu, tu ai făcut păcat, eu n-am făcut. Da, că, așa este. Aici este, e, da, da, și ca, da, soție, să la el, eu fier totul, dacă tu vezi că ai o casă de copii, cum spunea doamna care și ăsta, șase copii, și în momentul spunea, dar cum merg cu tine, mamă, eu la biserică, dacă tata ar merg, du-te cu un da. da, și jignitor, du-te cu da, da, e zic, trist. E ceva care și copilul zice, păi dar aici nu merge. Mă da, Mă am da. Așa e. este. Și vă mulțumesc că mi-ați luat telefonul și o sărbătoare frumoasă și un seminar și la noi la Bacău și la câteva, voastră. ea și multe, multe, multe sănătate. Și sărbătoare să trăi mai intens. Să, să dea... Să gândească care ascultă la radio și cei mai fericiți. Să te domnul. Da, mulțumim noi în vecii vecilor. Noi mulțumim pentru acest telefon și se pare că exercițiile spirituale în viața dumneavoastră au avut un ecou frumos. Iată, dragi ascultători, cât de important este să ne mai oprim din agitația noastră a vieții de fiecare zi și să ne mai gândim la suflet și să mai avem. Iată dacă avem posibilitatea și ast unor astfel de exerciții spirituale ar fi deosebit pentru că părintele, într-un astfel de cadru, poate să pătrundă, poate să ajungă în străfundul inimii și a sufletului și pentru a descoperi ce mai este de îndreptat. Asta și Facem noi în această perioadă a postului mare, asta încercăm să facem și noi prin intermediul Radio Maria și să nu creadă ascultătoarea noastră, doamna Maria, că nu vrem să și răspundem. În primul rând, vreau să-i amintesc că nu trebuie și dumneavoastră, dragi ascultători, că nu trebuie să ne fie frică acum să privim în stânga, în dreapta, în față, în spate, că totul este păcat și să fim scrupuloși în această privință. Dar trebuie să conștientizăm anumite aspecte din viața noastră și că sunt și astfel de greșeli pe care le putem trăi. Și cât privește întrebarea doamnei Maria, care ne-a sunat, referitor la comportamentul de până acum, care gândind că nu a, nu a fost conform cu așteptările lui Dumnezeu, Părinte Iosif, ce putem să-i spunem? Ce le putem spune ascultătorilor noștri care poate și aduc aminte de unele greșeli pe care le-au făcut sau acum le consideră greșeli? cum le privim, cum putem să mergem înainte. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc acestei doamne și familiei ei pentru urările pe care mi le-a făcut cu ocazia onomasticii. Mulțumesc frumos și sper ca dumneavoastră și ceilalți să-l cinstiți cu adevărat pe Sfântul Iosif pentru o viață sfântă și curată și frumoasă. Referitor la ceea ce spuneați, că ați făcut anumite greșeli în viață, este bine să ne dăm seama că Dumnezeu ne va judeca după situația în care noi am trăit, nu după ceea ce am descoperit noi, nu știu după cât timp. Dacă au fost niște greșeli pe care le-ați făcut, acele mai mult sunt greșeli, pentru că a spus că n a știut bine cum trebuie să faceți. Acum, dacă ați descoperit, înseamnă că trebuie să îndreptați ceea ce se poate îndrepta. Dar nu ne acuzăm de păcate când ele au fost doar greșeli. Nu spuneam că a, păcatul este atunci când alegem să facem un rău conștient și voit. Dumneavoastră ați voit să faceți bine copiilor, să -i educați bine, să-i formați bine. Deci ideea, intenția a fost cea bună și curată. Că Acum conștientizați că ar fi trebuit să faceți mai mult, este cu totul altceva. Puteți doar să spuneți, Doamne, îmi pare rău că n-am făcut mai mult, regret că n-am făcut mai mult, regret că poate n-am folosit bine toate darurile pe care le-am avut, dar nu înseamnă că de acum devenim scrupuloși și începem să ne acuzăm de cine știe ce lucruri sau să le exagerăm. Nu? Dumnezeu este milostiv, plin de îndurare. Și uh, va aplica asupra noastră această iubire milostivă și ne va acorda iertarea pentru greșelile pe care le-am făcut. Important este să conștientizăm că e greșit un anumit mod de a ne comporta și să avem dorința și voința fermă de a nu mai continua cu greșeala, ci de a îndrepta tot ceea ce știm că este greșit, de a, de a corecta lucrurile. Așa este, uh, părinte Iosif. Uh... Ne îndreptăm cu pași repezi spre finalul emisiunii. Aș vrea să vă mai întreb un pic pentru a conștientiza situația în care ne aduce păcatul sau drumul pe care ne poartă sau uh, uh, faptul că putem să deraiem de la misiunea noastră. Ce credeți? Ce ne provoacă acest păcat în viața noastră? Spre ce? Spre cine ne îndreaptă acest păcat? Păcatul, mai ales când e vorba de păcatul de moarte, dacă nu-l conștientizăm, dacă nu-l supunem iubirii milostive a lui Dumnezeu în sacramentul spovezii, nu-i cere mertare lui Dumnezeu, ne poate duce la nenorocirea cea mai mare, și anume o sânda veșnică. Mai mare nenorocire pentru un om nu poate exista. Și atenție că cu cât cineva vășește mai multe păcate de moarte, cu atât devine mai supus păcatului, devine ca un fel de sclav la un moment dat își dă seama de situația în care se află și simte că nu mai poate să se ridice. Și iată marele pericol a celor care perseverează în a săvârși păcatele. La un moment dat spun, da, nu mai am păcate, n-am. Atât de mult întunecă mintea păcatele încât te face la un moment dat să spui că n-ai păcat. Că de, de ce să mă duc la spăvadă? Că n-am omorât -am pe nimeni, n-am stricat casa nimănui, n-am furat nimic ce păcate să... Eu la biserică am fost, e, nu numai atât. Faptul că n-am dat în cap la cineva, că noi am furat averea cuiva, că nu știu ce, n-am stricat familia cuiva, gata de acum să în sfânt sau sfântă de pus la icoană. Sunt atâtea și atâtea greșeli și păcate pe care le facem, pe care trebuie să le recunoaștem și să le supunem milostivirii lui Dumnezeu în sacramentul spovezii. Introducem acum spre finalul emisiunii rubrica de sănătate. În apărarea sănătății. Obezitatea este boala manifestată prin exces de țesut gras în organism, având un impact negativ major asupra sănătății. Ca boală în sine, cu efecte secundare bine cunoscute, obezitatea este relativ modernă, veche de doar circa un secol. Este cronică, adică se manifestă pe termen lung, și are gravitate ridicată. Spre deosebire însă de alte boli cronice severe, care sunt silențioase și descoperite abia în stadii avansate, obezitatea poate fi observată din timp și pot fi luate măsuri pentru prevenirea apariției complicațiilor. Apariția acesteia pornește de la interacțiune dintre multiplii factori de mediu, cum ar fi abuzul de mâncare și lipsa exercițiului fizic, și factorii genetici. Nu este doar rezultatul lăcomiei, ci și al stilului de viață modern, care nu mai este ținut sub control. Suntem pe fugă mereu, înlocuim mesele principale cu gustări rapide, în timp ce ne desfășurăm activitatea. Mâncăm în timpul statului la calculator și în fața televizorului. Industria alimentară și a băuturilor este dominată de mâncăruri rapide, băuturi carbogazoase și tot felul de gustări pentru toate buzunarele. Se adaugă cauzele medicale: medicamente ce au ca efect secundar creșterea apetitului, tumori cerebrale în zonele implicate în controlul apetitului, boli endocrine, precum hipotiroidismul sau tireotoxicoza. Cauze psihologice Uneori oamenii răspunzând la stres prin consum alimentar exagerat. O anumită cantitate de grăsime este normală, ba chiar necesară organismului. Ține de cald corpului și este rezervă de energie pentru perioadele mai lungi dintre mese. Problema apare când acest normal este mult depășit. Aceasta se întâmplă atunci când alimentele pe care le consumăm conțin mai multe calorii decât are nevoie organismul pentru a-și desfășura procesele și decât se consumă prin efortul pe care îl depunem zi de zi. În grăsime se găsesc diverse substanțe care pătrund în sânge și de acolo ajung la organe, producând pagube. Grăsimea contribuie la scăderea imunității prin efectul inflamator al acestor substanțe. Afectează pereții vaselor de sânge, contribuind la îngroșarea acestora și ulterior la imposibilitatea transportării sângelui cu oxigen, precum și la afectarea tonusului acestora cu apariția hipertensiunii arteriale. Scad producerea și utilizarea insulinei și cresc producerea de glucoză în ficat, Contribuind la instalarea diabetului. Surplusul de grăsime este ca o greutate ce trebuie purtată în permanență. Obosim mai repede, respirăm mai greu, articulațiile, în special cele ale genunchilor, sunt supra-solicitate, iar inima face un efort mai mare pentru pomparea sângelui. Controlul consumului de alimente. Este deținut de creier prin primirea semnalelor din tubul digestiv și ficat. De exemplu, când mâncăm, semnalele ajung la creier, iar acesta reacționează prin producerea senzației de sațietate. Dacă nu l-băgăm în seamă și continuăm masa, surplusul se depozitează invers, între mese, stomacul gol și lipsa nutrienților din sânge anunță creierul care reacționează prin apariția senzației de foame, urmată de ingestia alimentelor. Dacă nu-l băgăm în seamă și nu mâncăm, depozitele existente se consumă și apare riscul opus obezității, ca șexia. Așa cum obezitatea se instalează treptat, plecând de la lucruri mici, tot așa, și prevenirea se poate face treptat prin lucruri mărunte: consum mare de apă, urcatul scărilor normale și evitarea celor rulante sau folosirii liftului, mâncarea gătită acasă, evitarea continuării mâncatului după apariția sațietății, multe fructe și legume, mai puține făinoase precum pastele și pâinea. Și multe exerciții fizice, mers pe jos, gimnastică, activități gospodărești și sportive, și altele. Să adoptăm așadar un stil de viață sănătos pentru o viață sănătoasă. În apărarea sănătății. Dragi ascultători, suntem la finalul emisiunii Frumusețea Credinței, ediției de această zi. Mulțumim că ne-ați fost alături, mulțumesc Părinte Iosif. Lunea viitoare facem un pas înainte în discuția despre spovadă. Lăudați să fie Isus Hristos!